Poveste despre nu pot și nu se poate. Au fost odată ca niciodată, într-o lume mult prea reală pentru a fi descrisă, doi frați. Pe cel mic îl chema Nu Pot, iar cel mare se numea Nu Se Poate. Cel mic era un individ cu o statură impunătoare, cu brațe și picioare ca de fier, iar cel mare era un om mic, impresionant prin ideile pe care le avea despre orice. Cei doi frați crescuseră într-o casă căptușită cu perne, de o mamă grijulie și protectoare, cu un tată neîncrezător și temător. În pragul bărbăției, frații fură trimiși în lume să își afle destinul. Marele Nu Pot străbătu lumea în lung și în lat, dar nimic potrivit puterilor sale nu se ivi. Găsi o slujbă la un brutar, dar gândul că va trebui să se trezească cu noaptea în cap și să stea ore în șir în preajma cuptoarelor încinse, îl convinse că el nu poate așa ceva și își continuă drumul neputincios. Mai marele Nu Se Poate, care apucase pe drumul opus fratelui său, se stabili într-un cătun răcoros de munte, unde, datorită ideilor sale impresionante, fu angajat ca slujbaș la primărie. Nu Se Poate avea datoria de a îi îndruma pe localnici în construcțiile pe care urmau să le ridice. Când un pădurar binevoitor îi oferi lui Nu Pot, impresionat fiind de extraordinara forță fizică pe care în mod evident o poseda, o slujbă de cărător, Nu Pot refuză vehement, convins fiind că în vecii vecilor nu va putea căra toate lemnele acelea grele. Era foame lui Nu Pot și era extrem de frig, căci hainele cu care plecase de acasă se făcuse zdrențe de mult. Ar fi mâncat o masă caldă, ar fi dormit într-un pat curat, dar nu avea cum să se înhame la ceva ce nu putea. În timp ce colbul îi juca dezinteresat printre degetele rănite de atâta mers, Nu Pot, se tot gândea la ceva ce ar putea, dar chiar și cea mai mică posibilitate era strivită de un munte de motive pentru care el nu putea. Astfel, un sentiment de disperare puse stăpânire pe tânărul Nu Pot. O lipsă de speranță care îl copleși făcându-l să își spună: Nu pot să trăiesc. Nu Se Poate era plin de entuziasm legat de noile sale sarcini și încă din prima zi se avântă pe teren să vadă ce se construiește și cum poate fi de folos. Localnicii apreciară căldura și interesul lui și îl primiră deschiș în mijlocul lor, însă în scurt timp, constatară că e ceva ciudat la tânărul slujbaș. La fiecare idee pe care i-o expunea, el le dădea 10 de motive pentru care nu se poate. Geamuri înalte, nu se poate, se sparg. Pereți din cărămidă, nu se poate, e scumpă. Casă pe deal, nu se poate, nici vorbă. Alunecări de teren. Pentru că aveau nevoie de el, oamenii încercară să îl facă să înțeleagă. Însă, când toate construcțiile din cătun stagnară, pentru că, efectiv, nu se putea, nici ei nu mai putură și solicitară demiterea lui. Zis și făcut. Nu Pot își continua drumul imposibil, repetându-și suferind: nu pot să trăiesc. Și alternând cu: ce viață amară! Tot repetându-le, Nu Pot se găsi în fața unei dileme. Cum viața amară dacă nu pot să trăiesc? Se mai gândi puțin. Ca să pot spune că viața e amară, este necesar ca eu să fiu în ea, să o trăiesc. Deci eu, spunând că viața e amară, trăiesc, deci eu pot să trăiesc, căci o fac chiar acum și pot.
se mai gândi puțin nu pot ca să înțeleagă complet acest gând încălcit și când își dădu seama că poate trăi, căci deja o face, uită de tot, de foame și de frig și începu să țopăie fericit pe drumul pustiu. Eu pot! În urma demiterii sale, nu se poate, se retrase amărât la marginea satului, într-o colibă dată de primarul Mărinimos, până când avea să își dea seama ce vrea să facă cu viața lui. Nu se poate, nu înțelegea de ce localnicii se întorseseră împotriva lui, el doar dorise să îi ajute, să fie parte din lumea lor. Știa el că nu se poate ca lui să îi se întâmple ceva bun, așa ceva era de-a dreptul imposibil. Cum stătea acolo, izolat și nefericit, nu se poate, mai arunca din când în când câte un ochi jinduitor la lumea din care aproape că făcuse parte. Astfel, de la o zi la alta, observă anumite schimbări în fizionomia cătunului. Aici apăru o casă cu ferestre uriașe, acolo o vilă impunătoare din cărămidă, cocoțată pe vârful dealului o cabană cochetă. Nu se poate. E oare posibil? Era, căci ele stăteau chiar acolo, în fața lui. Dar cum? Nu se poate. Le privea ca hipnotizat. Ba, se poate. Tot țopâind, micul nu pot, ajunse, fără să își propună, chiar în fața cabanei pădurarului, pe care îl refuzase cu ceva vreme în urmă. Primul gând pe care îl a avut fu: nu pot să ciocăn, sigur mă va refuza, căci și eu l-am refuzat. Dar pe când era pe punctul de a face cale întoarsă, o voce firavă din sine îi spuse: tu n-ai de unde să știi ce gândește pădurarul, la fel cum n-ai de unde știi cum va acționa. Singura modalitate sigură de a afla este să-l întrebi: ce ai de pierdut? Nimic, își spuse și, îmbărbătat de propria voce, ciocăni hotărât la ușă. Avea să încerce. Ușa se deschise larg și pădurarul, care nu arăta deloc așa de amenințător cum și-l imagina, îl primi cu brațele deschise. Sigur că avea nevoie de muncitori. De muncitori buni este întotdeauna nevoie. Sigur că îl angajează, dar să se întremeze puțin. Ia de mănâncă și apoi le-am aranja noi pe toate. Nu se poate, nu își credea ochilor. Toate lucrurile pe care el le credea imposibile stăteau în fața lui bine mersi. Intrigat, merse în sat și le studie pe rând. Geamurile erau în regulă. Cărămidea de cea mai bună calitate. Terenul de sub cabană, ferm. Nu se poate, le privea și se întreba câte dintre multele lucruri pe care el le credea imposibile erau de fapt posibile. Își dădu seama că nu exista decât o singură posibilitate de a afla. Să le încerce pe toate. Sau, mă rog, pe cât posibil de multe. Hotărât, cu decizia luată, nu se poate, merse apăsat la primar și îl rugă să îi dea o slujbă, orice, el avea să muncească și să își câștige locul, căci se putea asta, zis și făcut.